În urma unor decizii luate de Autoritatea Națională pentru Calificări, aproape 700 de ocupații din România riscă să dispară de la 1 septembrie. Este mesajul transmis de Blocul Național Sindical într-un apel către Ministerul Muncii. Două decizii ale Autorității Naționale pentru Calificări prevăd eliminarea unui număr de 661 de standarde ocupaționale, justificarea fiind că acestea n-au mai fost actualizate în ultimii 10 ani. În lipsa acestor standarde, de la 1 septembrie, furnizorii de formare profesională a adulților nu mai pot derula programe pentru aceste ocupații, în condițiile în care România se confruntă cu un deficit uriaș pe piața muncii. Printre cele aproape 700 de ocupații se numără cele de tâmplar, zidar, mecanic reparații, zugrav vopsitor, electrician, salvamar, bonă, șofer de marfă și persoane, asistent maternal, asistent medical, agent poștal, alpinist utilitar sau analist de informații, mai informează BNS.